Bună ziua și bine v-am găsit! Iată, vă urez prima dată la mulți ani la toată lumea. Suntem pe data de 2 ianuarie 1900, nu, 2019. Ce vreau să vă arăt? Eu am ținut urdinișurile închise, pentru a vedea anumite lucruri, fiindcă cei care iernează în interior au precizat că dacă avem urdinișele deschise, nu vedem exact mortalitatea albinelor. Iată, făcând acest lucru, am închis urdinișele în luna noiembrie la sfârșit și de atunci până acum cam aceasta este mortalitatea. Deci la fiecare familie, în parte, am scos albina care este moartă pe fundul lăzilor. Iată, eu zic că chiar dânsii care iernează în interior au o mortalitate mai mare decât ce am eu aici. Bine, acum unde sunt coloniile un pic mai puternice, sunt ele așa mai multe, mai puține, depinde de cum au fost. O singură colonie am constatat care e un pic mai mult. Se respectă mortalitatea de 2-3 albine pe zi. Dacă mulțim 3 ori 40 de zile, ar veni vreo 120 de albine aproximativ. La lăzile acestea n-am putut să scot albina din motive din cauza la urdinișe, dar am ținut și pe ele închise ca să fie toată lumea la fel. Bun. Cam asta vreau să vă arăt și acum mai este o problemă. Ținând urdinișele închise, tirajul de aer s-a oprit, adică nu s-a mai făcut tirajul așa cum l-am conceput eu. Să spun că eu am gândit iernarea într-un anumit fel. Și să așez aparatul. Deci eu am gândit într-un anumit fel iernarea pentru acest an, da? Văzând că dânsii vor neapărat să zică că cei care iernează în exterior au o mortalitate mult mai mare decât cei au în interior, se pare că nu este chiar așa. Și ceea ce vreau eu să mai contrazic un pic este folosirea ziarelor. Eu acum voi deschide această ladă ca să schimb păturelele, fiindcă ținând urdinișul închise, aburul care a rezultat din respirația albinei s-a absorbit în păturele și s-a umezit. Astfel va trebui să le schimb. Deci aceasta este toată cantitatea de albină care a decedat. Schimbăm păturele. Iată, aici este un pic de umezeală, normal, mă așteptam să fie acest lucru, dar acum voi deschide din nou urdinișele. Nu mă mai interesează mortalitatea albinei, fiindcă se pune accent pe acest lucru. Nici păturica nu este foarte udă, să zic așa. E un pic umedă, dar nu e udă. Iată cum iernează, o să aduc camera mai aproape. Să se filmeze aici. Potrivim că așa. Vreau să arăt un pic cum e și ghemul. Deci, eu am folosit saci de rafie, da? Și pentru a explica folosirea ziarelor, fiindcă acum trebuie să cumpărăm un teanc de ziarele ei, dar arunci, eu nu sunt adeptul acestor lucruri, dar sunt adeptul acestui sac de rafie. Vreau să vă arăt și eu. Ghemul este format jos, nu vine sus, cum
Se explică că vai vine albinele sus. Nu, au mâncare. M-am uitat, albina este activă. Consider că va fi bine. Va ierna foarte bine, o să mă uit un pic aici. Da, arată bine. Așteptăm acum să se încălzească timpul, îi schimb păturica și cam asta este. O să vă mai arăt și o altă colonie. Iată, punem o altă păturică. Albinile sunt active, mâncare au, nu trebuie să intervenim cu turte. Așa a fost gândit iernarea anul acesta, să ne intervenim cu turtă. Iată, schimbăm, schimb și sita ca să, așa invers. Perfect. Cam asta am făcut, am schimbat păturica. Acum o să mă uit la fiecare colonie așa un pic. O să vă mai arăt. Aceste albine le voi lua și le voi pune în altă parte. Le vom arunca. Bine, vă voi arăta încă o colonie mai încolo. Iată aici la vecina, vă arăt o colonie atât de tare, am strâns-o că nu am mai avut săraca loc să-și facă gemul jos. Iată cum arată ea, vă arăt așa puțin, ia uitați. E mare gemul, până jos este. Și iernează foarte bine. Schimbăm și lui păturelile. Aducem o păturică. Iernarea aceasta cu strâns foarte tare e foarte benefic. Iată, punem o păturică uscată. Îi deschidem și lui urdinișul. Iată, vedeți, aici este condens un pic, dar acum nu o să mai aibă din acest moment. Foarte bine, foarte frumos, mortalitate mică. Eu sunt foarte mulțumit de acest tip de iernare. Nu vreau nici ca măcile să înceapă să-mi depună pontă de acum. Dacă vreți să știți de ce, este motivul pentru a ține în frâu varou, a păduchele. Fiindcă dacă vă depune pontă de acum, o să fie o problemă. Să deschidem și lui urdinișul. De acum pot să le las liniștit. Albina e foarte, foarte frumos. Deci eu personal sunt mulțumit. Ce să mai mulțumit? Adică m-am pregătit un an de zile pentru această iernare. Și acum se pare că e ok totul. Așa. Acum o să avem și tirajul între urdiniș și lale. Iată așa, deschidem urdinișul foarte bine. Vă mai arăt unul. Iată, vă mai arăt încă unul. De fapt, eu sunt mai mulți, așa ca să... Și pentru mine, că și eu sunt curios de acest... rezultat la albinuțe. Aici albinuțile sunt chiar jos, au mâncare suficientă, arată bine. E o retrospectivă pentru mine, așa că dacă tot am deschis lăzile. Sunt care sunt mai micuți, sunt care sunt mai mari, dar eu, cum am zis, e foarte bine.
așteptăm să se încălzească. La mine n-a fost zbor de curățire, am văzut că în țară cam e zbor de curățire peste tot. Aici la mine nu este așa ceva. Poate le spunem luna viitoare, în februarie. Bun, acum o să arăt și nucleele, care am patru nuclee puse la iernare, care sunt destul de mari. Și sunt, iernează 2 în 1. Așa știam eu să le iernez, așa le iernez. Le voi arăta și pe acelea. Iată, aici am gândit în felul acesta iernarea. Singura greșeală e că nu trebuia să pun în capete aici scândurelele. Am acoperit aerisirea aceasta naturală. Aici avem o ramă cu mieră. Acum nu voi mai pune scândurica aceasta de aici, din capăt, ca să se facă aerisire pe dedesubt. El nu are, la aceasta nu e dotată așa ca celelalte, cu urdinișele. E urdinișul mai sus. Iată, așa am pus o păturică din asta. Le aud că bâzie. Prima dată când dă și ele de aer, scoatem păturica asta. Să deschid un pic. Acestea sunt două nuclee, le-am pus aici, una lângă alta. Iată-le. Și patul ăsta rece, cum îl vedeți, albina a adunat în față, deci pe mine mă disperă acest lucru. Ea niciodată nu o să se ducă spre zona rece ca să mănânce. Acum mi-e tare că trebuie să le dau și turtă. Da, pentru aceste... Deci în patul rece, dacă nu intervin cu mâncare, e posibil să moară de foame acolo în față, fiindcă ea nu o să vină în spate după mâncare. Mai am doi în acest sens, în această situație. Și le aud că bâzie, sunetul acela, buzitul acela, din păcate, e suferința cea de foame. Bine, o să mă arăt și colonia care am filmat-o de a intrat la iernat pe mai multe rame. De acest lucru urăsc eu patul rece. Am observat an de rând acest fenomen și în ianuarie le dădeam turte. Acum, iată de ce trebuie să le dau turte, din cauza la... Au mâncare, foarte multă, dar nu unde trebuie. Degeaba o au dacă nu vine albina să mănânce. Nu știu, cei care intervin cu turte bănuiesc au un motiv serios. Aici avem colonia care am filmat-o în octombrie, când am pus-o la iernat. Acum am deschis-o, să-i schimb și lui păturica. Aceasta nu este udă, dar aruncăm o privire. Ia să vedem, aceasta este în pat cald. Pat cald, frumos, pe mijloc. În partea de jos format ghemul. Cred că mă uit un pic să văd dacă pot să mai restrâng. Da, până aici nu mai restrâng o ramă, mai adun, că asta e goală. Eu n-am mai umblat din octombrie atunci la ele. Ghemul e până aici, da, nu sunt în pace. Aici, da. Iată cum rămâne pe 5 rame.
E pe mijloc, e ceea ce îmi place la patul cald. Frumos pe mijloc, cu mâncare, tot ce trebuie, nu trebuie să îmi fie frică că rămâne fără mâncare, în niciun caz. Iată, aceasta este ramă care era acolo în plus, cu un pic de păstură. Ea a stat aici, dar s-a mai restrâns între timp. O să fie foarte bună când va fi cazul la extindere. Bun, aducem și o păturică. Așa, foarte bine, urmează și acesta. Bun, cam atât am vrut să vă arăt. Eu voi schimba păturelii la toate lăzile, voi vedea și situația la albine, deschid și urdinișele. Deci nu văd rostul iernării la adăpost, cheltuială în plus, ce pot să vă mai zic. Pentru albine nu trebuie să facem dita mai căldură la aceste lăzi. Am ajuns la concluzia că cu cât încercăm să le încălzim și prelungim ponta în timpul iernic, atât avem mai mulți păduchi. Și am văzut acest lucru, din păcate, dar fiecare descurcă cum consideră el mai bine. Eu anul acesta lupt în continuare cu păduchele. Voi introduce noi tratamente, printre care folosirea zahărului pudra. O să vedeți la momentul respectiv. Până atunci, numai bine. Bine că am mai prins un an. Suntem cât de cât sănătoși. Cei care au putut să petreacă foarte bine. Iată și aici. Zile și aici voi avea de lucru. Până atunci, până la data viitoare, numai bine. Ceea ce trebuie să mai facem, nimic, decât să avem grijă unde este nevoie să punem turtă. Eu nu sunt adeptul patului rece, motivul ați văzut foarte bine la cele două nuclee. Patul cald te asigură cu corectitudinea ghemului acolo unde trebuie și o să fie bine. Cei care au folosit patul rece foarte bine au învățat și ei știe mai bine cum se folosească, le dă turte din luna ianuarie, chiar decembrie, până atunci numai bine. O zi bună a toată lumea și iernare ușoară în continuare.